Gafa de proporții făcută de ministrul Justiției Cătălin Predoiu, acesta a declarat că soțul fostei șefe a DIICOT, Georgiana Hosu, a fost achitat, deși instanța se va pronunța abia luna viitoare. Predoiu a susținut ulterior că a greșit și că avea informația din surse neoficiale. Am putea spune că doamna Hosu și-a dat demisia de onoare, cu adevărat de onoare, pentru o ipoteză care nu s-a realizat. Eu am menționat... Ministrul Justiției a dat de înțeles că soțul Georgianei Hosu a fost achitat de instanță și că fosta șefa a DIICOT nu avea motive să demisioneze. În realitate, Predoiu a comis un fake news, deoarece Dan Hosu va afla decizia instanței abia pe 7 februarie. În prima instanță, acesta a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare în septembrie 2020, iar în aceeași zi, Georgiana Hosu a demisionat de la șefia DIICOT. Dan Hosu a fost găsit vinovat în dosarul Carpatica ASIG pentru infracțiunile de instigare la acces ilegal la un sistem informatic și instigare la folosirea de informații ce nu sunt destinate publicității. Probabil după ce a realizat grozăvia comisă, Predoiu a încercat să repare lucrurile, însă mai rău s-a afundat. Ministrul a susținut că avea informațiile despre achitarea lui Hosu din surse neoficiale. Eroarea comisă a fost fără intenție, de bună credință am crezut în adevărul celor afirmate, dar regretabil nu am verificat în prealabil informația pe care o aveam din surse neoficiale. Îmi asum confuzia creată involuntar pe care o regret și prezint scuze publicului. Precizez că aparatul ministerului nu are nicio responsabilitate în vehicularea acestei informații eronate. Culpa mi-aparține în întregime pentru că nu am verificat informația parvenită din surse neoficiale. Se arată într-un comunicat dat de Predoiu pe site-ul ministerului. Imediat după gafa acestuia au venit și reacțiile din partea opoziției. Fostul ministru Stelian Ion i-a cerut demisia lui Predoiu. Anunțarea pe surse neoficiale a soluției într-un dosar penal care are termen de pronunțare în februarie, dar și indicațiile date procurorilor fostei secții speciale în dosarul Laurei Codruța Chioveși sunt fapte de o gravitate extremă și îl descalifică total pe Cătălin Predoiu să mai ocupe funcția de ministru al justiției. Prin urmare, acesta trebuie să-și prezinte de urgență demisia din funcție sau, în caz contrar, să fie demis, a declarat fostul ministru USR.